Am ajuns la cea de-a treia meditație, în care căutăm să definim, căutăm să explicăm ce înseamnă sărbătoarea Crăciunului. Și astăzi vom medita la faptul că această sărbătoare înseamnă har. Harul este darul nemeritat al lui Dumnezeu. Harul înseamnă bunătate, înseamnă milă, dragoste arătată celor care nu o merită. Dacă ai căutat să deschizi Biblia, să deschizi Noul Testament și să vezi ce ne spune Noul Testament despre sărbătoarea Crăciunului, vei vedea că totul începe în Evanghelia după Matei și începe cu un lung șir de nume. Un lung șir de nume în care mulți ne împiedicăm și ni se pare că este anos și plictisitor. Dar dacă te apropii, dacă vii mai aproape, vei vedea că practic acest capitol este fascinant. Și în meditația de azi voi sublinea un singur lucru care este ciudat. În acea listă de nume există mai multe nume, nume ale unor oameni care nu au, ca să spun așa, un CV tocmai curat. Au un trecut destul de pătat, un trecut destul de păcătos. Este Rahav acolo, despre care Biblia ne spune că fusese o femeie de moravuri ușoare. Este regele Manase, care fusese și el păcătos. Și ni se pare foarte ciudat că Domnul Iisus Hristos, în genealogia lui, atunci când sunt listați înaintașii lui, este înconjurat și de astfel de oameni. Dar ciudățenia continuă, pentru că citim Evanghelia după Matei și la un moment dat îl găsim în casa vameșului Levi, a lui Matei, chiar autorul Evangheliei, și acolo Domnul Iisus este înconjurat de vameși și de păcătoși. Și cei din vremea lui se întreabă, cum adică dacă el este Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul, de ce se înconjoară de astfel de oameni? Și mai ciudat, evanghelistul Luca ne spune că și la moartea sa, până și la moartea sa, Domnul Iisus Hristos este încadrat de doi tâlhari, unul la dreapta și unul la stânga. Iar lucrul acesta, genealogia lui și Evanghelia și moartea lui, toate acestea ne reamintesc că Domnul Iisus Hristos a venit ca să-i salveze pe cei păcătoși, a venit ca să le arate har, ca să le arate bunătate. Îngerul îi spune lui Iosif că va avea un fiu și va pune numele Iisus pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Poate că această sărbătoare a Crăciunului, acest sfârșit de an, te găsește cu o conștiință încărcată, împovărată, poate sunt greșeli în viața ta, sunt păcate care te apasă. Vestea bună este că sărbătoarea Crăciunului înseamnă har. Viața Domnului Iisus Hristos, lucrarea Lui, jertfa Lui, poate să te ierte și pe tine, poate să te curățească, poate să-ți dea un nou început. Hristos a venit, s-a apropiat de noi, ne invită la El, dar atunci când ne invită, ne curățește și ne dă o viață nouă. Crăciunul înseamnă șansa unui nou început.